Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne vorbim despre drumuri, drumurile noastre, drumurile noastre toate, de fapt nu drumurile noastre. Poate știi că ai intrat în România când vii din vest, în general, pentru că încep să vezi dărăpânarea, lipsa de grijă, de spirit gospodăresc. Sunt semne de circulație strâmbe și îndoite, panouri de intrare în localități cu litere lipsă, din care se scurge rugina, așa știi, pe panou respectiv. Balustrade, parapeți ruginiți, bușiți de cine știe ce accidente, de la care au trecut ani de zile și au rămas nereparate, gropi în carosabil pe care le știm din copilărie, sau câte un pod pe care ți-e frică să treci cu mașina când vezi cum arată. La Jitia, în Vrancea, pe DN2N, un pod rutier este în curs de prăbușire. Imaginea arată cum cade asfalt. A căzut deja asfaltul de pe margini, betonul e dezgolit pe laterale, e rost de vremuri, înghețuri și dezghețuri, balustradele laterale sunt ori lipsă, ori strâmbe, înclinate ba spre râul de dedesubt. Cam, dacă le atingi, practic, cad și ele. Da? Sunt niște balustrade de alea de fier. Așa? Ori proptite cu lemne, prăjini, sau legate cu sârmă. Asta cu legate cu sârmă e român. Ați mai văzut lucruri legate cu sârmă undeva în lumea asta? Absolut, băi, frate, asta e. La noi, asta cu sârmă. Nu au. N-au sârmă. Ar vrea să se lege, da. Dar n-au. De unde cumperi sârmă? N-ai. Uite, o să vă povestesc ceva. Sper că nu sună snob sau arogant sau... Știți că îmi place să călătoresc. Într-un an, acum mai mulți ani, am făcut o vacanță în nordul Franței, în Normandia, în nord-vestul Franței. Nu fusesem niciodată până atunci. Am zburat la Paris, într-o vară, și am închiriat o mașină și am plecat câteva zile, ne-am plimbat pe acolo. Voiam să văd plajele debarcării. Și aia a fost vacanța, asta s-a întâmplat acum câțiva ani. Păi, a fost vacanța în care... Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Mi-am dat seama că nu avem nicio șansă să ajungem la nivelul ăla. Da. Și știi care e treaba? Problema nu e cu orașe. Că atunci când te duci într-o capitală, că mai călătorești, mai faci un city break. Păi, orașele mari... Știi, bun, București are problemele lui, fiecare oraș mare, așa cum și Paris are problemele lui, și Londra, găsești mizerie, gunoaie, găsești clădiri frumoase, găsești artă, dar găsești și mizerie, și holă, și păstră, și te gândești, bun, ok, băi, hai, nu suntem chiar ca acolo, dar avem și noi locurile noastre mișto în orașele mari. Și sigur că sunt și locuri nasoale, ca peste tot în lume. Dar când ajungi, practic, în provincia din Franța, că asta e normal, e o provincie, nu? Și mergi printre sate și nu vezi un semn de circulație strâmb sau ruginit sau nevopsit. Nu vezi un acoperiș în neregulă, nu vezi un gard lăsat pe o parte, nu găsești o groapă în asfalt. Este o zonă agricolă, acolo se face zootehnie și se, mă rog, se cultivă, nu știu, cred că grâu. Bă, nu vezi o balegă pe stradă. Când circulă combinele, că am fost în august, probabil că în perioada recoltei, mergea un convoi cu mașini cu girofar galben în față și în spate. Când totul e super civilizat. Și când ajungi într-un sat din Normeni, un sat oarecare, nu era vreun obiectiv turistic, și te oprești, vezi un indicativ, toaletă. Un indicator, toaletă. Și te oprești, ai nevoie la toaletă. Și tragi pe dreapta într-un sat. Și în toaleta respectivă e săpun, este hârtie, sunt flori și este o curățenie impecabilă, ca la tine acasă. Avem și noi o astfel de toaletă care arată foarte bine undeva pe autostrada A2. Ținută, mai fi, da, sper ținută să mai de un om, da, era. Ținută de un om care avea răspunderea lucrului bine făcut, că tot vorbim de președinte mai devreme. Dar, știi, când ai această experiență, îți dai seama, bă, totuși, bă, e o distanță atât de mare, nu știu dacă o să putem să o parcurgem vreodată. Ăsta ar trebui să fie proiectul de țară al României. Și vin în România și vezi cum spuneam, toate lucrurile cad dărăpânate, ruginite, sparte, și găsești un pod legat cu sârmă, mă, băiatule. Cine le-a reparat cu sârmă și prăjini? Păi, CNAIR. Nu o să vă vină să credeți. Și alte patru poduri de pe același drum sunt într-o stare mai mult sau mai puțin asemănătoare și arată țară părăsită, peisaj post-apocaliptic. Mad Max de România. Am mai văzut poduri dintre astea bombardate de ruși în Ucraina. Dar știți ce? Tot în Ucraina am văzut poduri bombardate de ruși care au fost refăcute sau construite de la zero în doar câteva luni. La noi nu se poate repara așa ceva și, mă rog, după ce imaginile au apărut în presă și pe rețelele